Un băiat american în vârstă de 13 ani a dispărut. 3 ani și jumătate mai târziu, s-a întâmplat ceva care, din păcate, se întâmplă foarte rar. El a fost găsit. A fost găsit în Spania. Abia vorbea și se temea de tot ceea ce îl înconjura. Ce s-a întâmplat cu el? De ce a devenit diferit? Acest caz multistratificat și esențial avea să șocheze lumea, iar ziua întoarcerii sale avea să devină mai târziu una dintre cele mai grele zile ale familiei lui Nicholas Barclay. Nicholas Patrick Barclay s-a născut pe 31 decembrie 1980. Mama sa, o femeie pe nume Beverly, l-a crescut singură. Nick avea o soră și un frate, Carrie, în vârstă de 27 de ani, și Jason, în vârstă de 24 de ani. Carrie locuia separat. Nicholas locuia cu mama sa într-o casă mică cu un etaj din San Antonio. Fratele vitreg al lui Nicholas, Jason, se mutase recent cu ei. Nicholas era cunoscut ca un bătăuș de stradă. Putea să se ia de mama lui cu pumnii, țipând și spărgând totul în jurul lui. De mai multe ori, poliția a fost chemată la domiciliu pentru a-l calma. Băiatul chiulea adesea de la școală, era nepoliticos cu profesorii, iar colegilor le era frică de el. Avea 3 tatuaje pe corp, care fusese făcute cu un ac de cusut nesteril, într-un apartament abandonat unde se aduna adesea banda din cartier. La vârsta de 13 ani, avea un cazier judiciar pentru că intrase într-un magazin și furase o pereche de pantofi. La 13 iunie 1994, Beverly, mama lui Nicholas, i-a dat $5 pentru a merge să joace basket cu prietenii într-un parc aflat la câțiva kilometri de casă. Ea s-a dus apoi la culcare, deoarece lucra noaptea la magazin și dormea în timpul zilei. Mai târziu, Nick a sunat acasă de la un telefon public. Fratele său mai mare, Jason, a răspuns la telefon. Pe un ton autoritar, Nicholas i-a spus să o trezească pe mama lui pentru a-l lua de la locul de joacă. Jason a refuzat să o trezească pe Beverly, spunându-i lui Nicholas să meargă singur acasă. Dar Nicholas nu a venit acasă în acea seară. Aceasta nu era prima dată când băiatul dispărea. El fugise de acasă de mai multe ori după o ceartă cu mama sa sau cu fratele său mai mare, dar se întorsese întotdeauna în aceeași zi sau în ziua următoare. O audiere în instanță a fost programată pentru 14 iunie, a doua zi după evenimentele descrise, pentru a decide dacă va rămâne cu familia sa sau va fi trimis la un internat de reabilitare pentru delincvenți juvenili. La început, familia s-a fost convinsă că el nu dorea să se întoarcă acasă pentru a evita consecințele audierii. Beverly a sunat la poliție noaptea de 13 spre 14 iunie, dar operatorul i-a spus să aștepte până dimineață și să solicite din nou ajutorul. Dimineața, ofițerii de poliție nu se grăbeau să primească un raport privind dispariția unui copil. Poate că indiferența față de soarta lui Nicholas provenea în parte din faptul că băiatul a avut mai multe probleme cu forțele de ordine și a fugit de acasă în trecut. Abia câteva zile mai târziu, poliția a început în sfârșit să investigheze dispariția copilului, dar a procedat leneș și indiferent. Nicholas avea în posesia sa doar $5. Poliția a sugerat că băiatul ar fi putut face autostopul în afara orașului, complicând căutarea, pe care nimeni nu părea intenționat să o efectueze. Poliția a constatat că Nick purta pantaloni mov aprins, avea un rucsac roz și nu luase alte haine. Oamenii legii au dat în urmărire o persoană dispărută, ceea ce a reprezentat sfârșitul căutărilor. De fapt, doar familia lui îl căuta pe băiat, fără nicio implicare din partea autorităților. 3 luni mai târziu, Jason, fratele bărbatului dispărut, era singur acasă. Când a auzit un zgomot în garaj, a avut senzația că cineva se grăbea, fără teama de a fi descoperit, să scotocească prin lucrurile familiei care erau depozitate pe rafturile din încăpere. Lui Jason îi era teamă să intre în garaj și stătea la pândă lângă fereastră pentru a putea sări afară în cazul în care cineva pătrundea în casă. Bărbatul a decis să se furișeze la telefon pentru a suna la 911. Brusc, l-a văzut pe fratele său Nicholas ieșind din garaj. Acesta a luat-o la fugă și a dispărut după primul colț. Stupefiat de această priveliște, Jason, care nu și-a recăpătat cunoștința decât câteva minute mai târziu, a sunat în cele din urmă la poliție. Polițiștii au sosit la fața locului și au cercetat garajele din cartier, dar nu au găsit nicio urmă a băiatului dispărut. Poliția a presupus că Jason nu îl văzuse de fapt pe Nick. Trecuseră aproape 3 ani și jumătate de la dispariția lui Nicholas Barclay. 2 turiști, un cuplu căsătorit, l-au găsit pe băiat pe stradă, într-o seară târziu, în drum spre hotelul lor din Linares,
Spania. Nu voia să vorbească. Era pierdut și se cuibărise ca un animal speriat într-o cabină telefonică. Foarte bine. Am rămas naibii. Am făcut o convenție. Au fost 14, 15. Și ei nu știau că suntem aici. Și am încercat să facem o convenție. Am încercat să facem o convenție, dar nu am putut. Cred că va fi bine. Da, cred că va fi bine. Când a sosit poliția, tipul stătea încă în adăpostul său strâmt, ascunzându-se de ploaia torențială și poate de ceva mai rău. Când l-a văzut pe ofițer, și-a ridicat mâinile și a rămas tăcut. Băiatul era încordat, parcă speriat. Mâinile îi tremurau. Polițistul s-a apropiat încet de el, vorbind calm. Necunoscutul a ieșit afară și, fără să scoată o vorbă, a urcat în mașina poliției. La secție a rămas tăcut, sprijinit de perete, cu capul plecat. Polițiștii au decis că bărbatul din fața lor era minor. Nu l-au putut ține la secția de poliție, așa că în dimineața următoare l-au plasat într-o casă de copii din apropiere, până când persoana necunoscută a fost identificată. A doua zi, după o noapte de căldură și siguranță, băiatul a vorbit în sfârșit. A spus că este american și că a fugit de acasă. Beverly era la serviciu când a primit apelul. Proprietarul vocii cu accent masculin de la telefon era un ofițer de poliție din Spania. El a spus că la 7 octombrie 1997 au găsit un adolescent care a spus că a fugit de acasă, dar apoi a fost scos cu forța din țară. El și-a dezvăluit și numele. A spus că se numește Nicholas Barkley. Nu se întâmplă des ca poliția să dea familiei vești fericite după atâta timp. Beverly a plâns de fericire. Era prima dată în 3 ani când simțea acel sentiment. Femeia a sunat-o imediat pe fiica ei cea mare, Carie. Stai jos, nu o să-ți vină să crezi. Tocmai am primit un telefon de la departamentul de poliție. L-au găsit pe Nicholas în Linares. Carie a țipat de bucurie și apoi a întrebat unde în Texas era Linares. Beverly a răspuns, l-au găsit pe Nicholas în Spania. Carie și-a amintit că atunci când a aflat că fratele ei a fost găsit în viață, 3 ani mai târziu, a 3 cele mai puternice emoții amestecate într-una singură. Acestea au fost bucurie, entuziasm și o dorință insuportabilă de a fugi în altă țară, chiar acum pentru a-l îmbrățișa și a-l lua acasă cât mai repede posibil. După ce a vorbit cu mama ei, Carie a sunat la orfelinatul din Linares. Jonathan Dorian, un angajat al adăpostului, a vorbit cu ea. El a avertizat-o că Nicholas fusese răpit. Trecuse printr-un calvar îngrozitor timp de mai bine de 3 ani. Băiatul a fost o victimă a traficului sexual. Avea o memorie slabă a vieții sale trecute, deoarece evenimentele traumatice îl afectaseră puternic. Dar existau șanse mari ca atunci când se va întoarce în mediul său să-și amintească totul. Carie a fost îngrozită și s-a simțit fericită în același timp. Sentimentele complexe pe care le trăia în timpul conversației erau de neînțeles chiar și pentru ea. Carie a cerut să-l dea pe fratele ei la telefon, dar Jonathan Dorian a spus, după o scurtă pauză, că Nicholas nu vrea să vorbească. Carie a cerut să-i pună telefonul la ureche și a spus, iubitule, te iubim foarte mult. Venim să te luăm în curând, dragule. Ca răspuns, ea a auzit un te iubesc tăcut. S-a decis în familie că Carie va zbura. Deși nu mai călătorise niciodată în străinătate și nici nu știa cum se face. Directorul orfelinatului a contactat poliția de stat. Și FBI-ul s-a implicat. Ei au organizat zborul lui Carie în câteva zile. Ea urma să fie întâmpinată în Spania de viceconsulul ambasadei americane, convocat, din nou, de un reprezentant FBI. În cele 2 nopți dinaintea întâlnirii cu fratele ei, Carie nu a dormit. A încercat să doarmă în avion, dar nu a reușit să coboare. A fost luată de la aeroport, urcată într-o mașină și dusă la întâlnirea cu băiatul pe care îl găsise. Escortele lui Carie au încercat să-i distragă atenția vorbind, povestindu-i despre natura regiunii și despre vreme, dar fata a stat în mașină și nu a făcut decât să fumeze țigară după țigară. Când a ajuns la destinație, a fost întâmpinată de director și de alte câteva persoane cu fețe serioase și reci. Da, într-un fel, situația era un miracol, dar ceea prin ce trecea băiatul eclipsa totul. Carie a fost informată că Nicholas se încuiase în camera lui și nu lăsa pe nimeni să intre. Ei sperau că i-ar putea lua legătura cu el, dar nu au reușit. Așa că Carie și-a așteptat fratele în curte. I s-au arătat ferestrele camerei lui. A stat acolo câteva minute,
încercând să înțeleagă ce se întâmplă și apoi, neputând suporta, a strigat: Nick, te aștept! Te rog să ieși afară! Lasă-mă să te văd și să te îmbrățișez! Și după 10 minute lungi, insuportabile, el a ieșit. Imediat toate emoțiile și frica au dispărut. S-a repezit prin curte la fratele ei, care el îmbrățișa și plângea, spunându-i: Ești cu mine, totul va fi bine acum. Iar el îi șoptea din nou: Te iubesc. Când s-au dus la camera de vizită, au fost lăsați singuri. Nu au vrut să deranjeze un astfel de moment de legătură incredibil. Carie a scos fotografiile de familie. Nicolas s-a uitat la ele și a început să zâmbească. El a spus că Jason nu s-a schimbat deloc. Iar Cody este un tip atât de mare. Mama e la fel, dar s-a îngrășat un pic. Iar bunicul este tot același nesimțit. Nick a început să râdă. Carie, râzând, a spus: Și tu ai crescut atât de mult, încât semeni cu unchiul Bet. Mai ales nasul, exact ca al lui. Carie era atât de bucuroasă că Nick își amintea de familia lor. Asta însemna că în curând își va aminti toată vechea lui viață normală. Fata observă tatuajul cu cruce de pe brațul lui, pe care și-l făcuse când avea 12 ani. Accentul lui Nicolas a apărut în discursul său și s-a schimbat foarte mult. Băiatul obișnuia să fie gata să provoace întreaga lume, dar acum îi era frică de orice. Nicolas tresărea la orice zgomot pe stradă, purta ochelari negri și o șapcă, de sub care ieșea părul blond. Voia să se ascundă. Inima lui Carie a tresărit, dorind să-l ducă cât mai repede înapoi la familia lui. Pentru a obține documente care să confirme că Nicolas Barkley este cetățean american, a trecut cu succes un test cu fotografii ale rudelor, care i-au confirmat identitatea și acum poate pleca acasă. Potrivit autorităților din Madrid, Carie a declarat sub jurământ că acesta este fratele ei și că este cetățean american. Băiatului i s-a eliberat un pașaport american și a zburat la San Antonio împreună cu sora sa în ziua următoare. La 18 octombrie 1997, copiii lui Carie, soțul ei Brian și, bineînțeles, Beverly, s-au întâlnit cu iubitul lor la aeroport. Nicolas părea intimidat de toată atenția. Totul îl înspăimânta, îl făcea să se închidă. Se ascundea în spatele șepcii, ochelarilor și eșarfei. Beverly s-a surprins gândindu-se că poate fusese torturat. I se mutilase corpul. A observat că nu-i plăcea să fie atins. Toată lumea din jurul lui era foarte atentă, foarte rezervată. Toată lumea știa deja prin ce trecuse. S-a urcat cu toții în Lincoln Town Car, mașina lui Carie, și s-a oprit la McDonald's pentru un cheeseburger și cartofi prăjiți. În drum spre casă, au hotărât să pună niște muzică și să nu-l hărțuiască cu întrebări. Nick avea nevoie de timp. Carie stătea acolo strălucind de fericire. Cât de diferită era această călătorie de cea în care fusese la orfelinat. Se simțea liniștită, un sentiment atât de bun și de vesel. Nicolas a ales să stea cu Carie și Brian în loc să locuiască cu Beverly. Cody, fiul lui Carie, i-a făcut cunoștință lui Nicolas cu prietenii lui. Mergeau împreună în excursii. Soțul ei l-a dus pe băiat la pescuit. Au mers împreună la cumpărături la supermarket. Au mers la un bar unde au jucat biliard. Într-o zi a sosit Jason, fratele mai mare al lui Nick. A stat doar câteva minute, nici măcar nu l-a îmbrățișat pe Nicolas. I-a urat noroc și a plecat. Nimeni nu a vorbit vreodată cu Nicolas despre ceea ce i se întâmplase. Carie era sigură că va veni momentul și fratele ei îi va spune chiar el. Cu toate acestea, FBI-ul nu putea ignora un astfel de lucru. La 4 noiembrie 1997, agentul Nancy Fisher s-a întâlnit cu Nicolas Barkley la un centru pentru copii dispăruți din San Antonio. Scopul conversației a fost de a documenta povestea lui Nicolas și de a o folosi pentru a încerca să dea de urma răpitorilor. Nicolas i-a spus că plecase singur de acasă. Motivul era banal. Îi purta pică mamei sale, dar nu-și amintea exact despre ce era vorba. Doi adolescenții s-au apropiat de el pe terenul de basket, i-au pus un sac pe cap și a pierdut repede cunoștința. Își amintea de dubă. L-au dus undeva pentru o lungă perioadă de timp. Apoi a fost predat la ceea ce el a crezut că este armata, deoarece bărbații erau în uniformă. Apoi a fost dus peste ocean pe o navă. Pentru o vreme, Nicolas a fost ținut într-o cameră închisă cu alți băieți cam de vârsta lui. El a spus că toți prizonierii erau tot timpul supuși la ceva. Nu erau într-o stare clară de conștiință.
erau bătuți și abuzați sexual, după cum spune Niolas, de ofițer de rang înalt. Mâna lui dreaptă era ruptă și piciorul stâng i-a fost rupt cu o rangă. Forțați să mănânce tot ce le trecea prin cap. Torturați cu ace. Experimente militare. Cum ar fi să-i facă să se uite la casete de tortură? Sau să asculte oameni țipând în căștore în șir? Sau înregistrări de comenzi în diferite limbi? Spaniola era limba pe care o auzea cel mai des. Era bătut pentru că vorbea engleza. Niolas credea că testau și un fel de medicamente pe ei. Îi picurau constant ceva în ochi care îi întuneca. Culoarea albastră a irisului încă nu-i revenise. Și-a amintit că se afla într-o cameră întunecată cu pereți din tablă. A bâșbâit după ușă, a desc-s-o brusc, iar aceasta a cedat. Niolas a fugit pe coridor în semi-întuneric și a alergat de-a lungul lui până când a găsit o altă ușă. Și aceea era deschisă. A simțit vântul și a alergat. Nu-și mai amintea cât timp, foarte mult timp. I se părea că mintea îi joacă feste, că nu-i venea să creadă că poate ieși atât de ușor din halucinație. Relatarea lui Niolas era foarte detaliată și conținea o cantitate incredibilă de detalii despre cele mai groaznice și violente proceduri. Agentul Fisher nu auzise niciodată o poveste mai atroce. Niolas avea cicatrici pe tot corpul, arsuri, o mână deformată și șchiopăta. Ca dovadă macabră a poveștii sale. În noiembrie, detectivul particular Charlie Parker a primit un telefon de la un producător de programe TV care îi cerea să-l găsească pe Niolas Barkley. Adresa sa nu era cunoscută, iar povestea nu era mediatizată, deși era incredibilă. Ei ar dori să-l invite pe tânărul eru la un interviu. Charlie Parker a primit sarcina de a-l găsi pe individ, ceea ce a făcut cu succes și rapid. În ciuda faptului că agentul Fisher i-a recomandat lui Niolas să nu contacteze presa, tipul a dat un mic interviu, care a devenit viral. Charlie Parker a fost prezent la filmare. În timp ce punea luminile, camera, microfonul, ca și cum soarta a intervenit, după cum își amintește Charlie. El a văzut ceea ce alții au închis ochii, numind-o un miracol incredibil. Agentul Fisher a fost obligat să continue să lucreze cu Niolas. Ea a informat familia băiatului că trebuie să-l ducă la un psiholog judiciar din Houston, la un spital pentru copii, pentru a-l ajuta să-și depășească trauma psihologică. Bruce Perry a primit de la agent o sarcină diferită. Mai întâi să afle mai multe despre răpire. Dar când l-a văzut pe Niolas, a uitat complet de obiectivul său principal. Câteva ore mai târziu, agentul Fisher a sunat-o pe Carie cu o voce complet pierdută, spunându-i că bărbatul pe care luase din casa familiei Barkley cu câteva ore în urmă nu era Niolas Barkley. Carie a rostit doar o Doamne! Agentul Fisher a informat-o pe Carie să nu se întâlnească cu ei la aeroport deoarece, după zbor, agentul și John Doe urmau să meargă la biroul biroului de investigații. Dați-mi voie să vă spun că următoarea reclamă nu este pentru cei slat de inimă. De fapt, nu este doar pentru cei slat de inimă, este pentru toți cei care încă nu știu că se pot cumpăra bilete de avion ieftine de pe pânzele de aer. Dar când agentul Fisher și John Doe au aterizat în San Antonio, au fost întâmpinați de Carie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ea l-a îmbrățișat pe impostor, comportându-se ca și cum conversația telefonică nu ar fi avut loc niciodată. Apoi agentul a sunat la biroul procurorului, iar procurorul adjunct i-a recomandat să nu intervină și să-l lase pe John Doe să se întoarcă la familie pentru moment. Carie, pe de altă parte, a continuat să creadă că bărbatul din fața ei era fratele ei. Și-au luat rămas bun de la agent și au plecat acasă. A doua zi, FBI-ul a solicitat probe ADN de la Beverly, mama lui Niolas, pentru a stabili științific că în casa familiei pândea un farsor. Când agentul Fisher a ajuns acasă la ea, Beverly, care fusese anterior bine dispusă față de Nancy, a început să strige pleacă, nu mă vei face să predau nimic. Beverly s-a comportat ostil, ca și cum fiul ei ar fi fost luat din nou de lângă ea, iar Carie a refuzat, declarând că nu au nevoie de nicio dovadă. Ele sunt sigure că este vorba despre un membru al familiei lor. Uneori, să te îndoiești de ceea ce pare evident nici nu-ți trece prin cap, pentru că toată lumea din jurul tău spune că este Niolas Barkley. Mama lui, familia lui sunt sigure. Cum poți să-i contrazici? Dar Charlie Parker, detectiv particular, rareori crede oamenii pe cuvânt. El a comparat fotografiile din copilăria lui Niolas și momentele din filmare, asigurându-se că bărbatul necunoscut era în aceeași postură ca Niolas în fotografie.
Totul la acest bărbat era diferit. Forma urechilor, nasul, ochii și totul. Mai ales urechile. Charlie Parker chemase mai mulți oftalmologi și îi întrebase dacă era posibil să schimbe culoarea ochilor albaștri maro prin injecții chimice. Iar medicii nu au confirmat acest lucru. Charlie Parker a sunat, de asemenea, un expert în dialect de la Universitatea Trinity din San Antonio, care i-a spus că și o persoană ținută captivă timp de 3 ani își va recăpăta destul de repede accentul nativ. Charlie Parker era, desigur, interesat să afle cine era acest bărbat misterios. Dar ceea ce îl preocupa cel mai mult era unde se afla, până la urmă, adevăratul Niolas. La jumătatea lunii februarie, la 4 luni după ce John Doe sosise în Statele Unite, agentul Fisher a obținut un mandat pentru a obliga familia să coopereze. M-am dus la ea acasă pentru a obține un test de sânge și ea zăcea pe podea spunând că nu se va ridica, își amintește agentul Fisher despre Beverly. Împreună cu sângele, agentul Fisher a obținut amprentele digitale pe care le-a trimis Departamentului de Stat. Însă cazul nu a ajuns la examinarea ADN, deoarece din amprent s-a stabilit că impostorul, numit Niolas Barkley, în vârstă de 16 ani, era Frederic Burdin, în vârstă de 23 de ani, un cetățean francez căutat de Interpol. Frederic Pierre Burdin s-a născut la 13 iunie 1974 din Jaslene Burdin, o franțuzoaică săracă din Nanterre, oraș atașat orașului Paris din Franța. Oficial, tânăra mamă vorbea despre tată ca fiind necunoscut, deși îi cunoștea adevărata identitate. Tatălui Frederic era căsătorit și un imigrant algerian pe nume Kaki, care lucra în aceeași fabrică de margarină ca și mama lui Frederic. Jaslene Pillay obișnuia să lase copilul singur în apartament, uitând de el în timpul unei alte ieșiri. Când Frederic a împlinit 2 ani și jumătate, bunicii săi au primit custodia lui. Dar, după cum spunea Frederic, ei nu l-au iubit niciodată cu adevărat. De la vârsta de 5 ani, Frederic, pe jumătate algerian, orfan și sărac, îmbrăcat în haine second-hand obținute de la organizațiile caritabile catolice, a început să inventeze diverse fapte fictive despre el. De exemplu, spunea că tatăl său a fost agent secret britanic. Unul dintre profesorii săi din școala primară l-a descris pe Frederic ca fiind un copil precoce, cu o imaginație și un flair vizual extraordinare. Desena benzii desenate extrem de frumoase. De la vârsta de 9 ani, Frederic a început să fure. Iar la vârsta de 12 ani, a fost trimis la o instituție privată pentru minori din Nantes, Franța. Acolo, micile sale drame, cum le numea unul dintre profesorii săi, au devenit din ce în ce mai bizare. Frederic Burdin pretinde adesea că suferă de amnezie, pierzându-se în mod deliberat pe străzi. În 1990, când Frederic a împlinit 16 ani, a fost obligat să se mute într-un alt cămin de tineret, din care a evadat curând. În 1990, tânărul de 16 ani a făcut autostopul până la Paris. Speriat, înfometat, nevoiaș, fugarul a decis că în marele oraș ai nevoie de o mare minciună pentru a supraviețui. Atunci Frederic Burdin a creat primul său personaj. Cu o imaginație debordantă și destulă încredere în sine, el s-a apropiat de un ofițer și s-a prezentat drept Jimmy Sale, un adolescent britanic rătăcit. Spera că autoritățile îl vor trimite în Anglia, țara pe care o romanțase, unde ar putea începe o viață mai bună. Dar autoritățile au descoperit rapid o gaură imensă în povestea lui Jimmy Sale, pentru că Frederic nu vorbea engleza. Prins în flagrant delict, a mărturisit el, tânărul de 16 ani, a fost returnat la o casă de tineret. Dar această primă tentativă nereușită a fost doar o ocazie de a dezvolta tehnica impostorului Frederic. El a început să învețe limba pentru a-și depăși limitele. În 1991, autoritățile l-au confruntat pe Frederic Cassis. Inimile lor s-au topit pentru un copil bolnav, mut și fără adăpost pe care l-au găsit rătăcind prin gara din orașul Landres din Franța. Adulții îngrijorați l-au trimis pe băiat la un spital pentru copii. Acolo, identitatea lui a rămas un mister. Toată lumea știa doar că Cassis avusese o viață grea. Nu putea vorbi, comunicând doar prin scris. Toți adulții s-au topit când Cassis a scris că tot ce își dorea era o casă și o școală. Atât. Oamenii îl credeau. Pe măsură ce timpul trecea, medicii deveneau din ce în ce mai suspicioși în privința lui Cassis și Frederic. Curden a preferat să se ascundă. Mai târziu a mărturisit că se bucura de cât de mult timp și de cât succes avusese să păcălească oamenii. Până la împlinirea vârstei de 18 ani,
În 1992, Frederick se dăduse drept mai mult de o duzină de persoane fictive. Își petrecuse cea mai mare parte a vieții în adăposturi, birouri de asistență socială și case de plasament. Și a vrut să continue să fie un adolescent fără apărare. Pe măsură ce Frederick își asuma din ce în ce mai multe personaje, încerca să-și distrugă identitatea reală. Într-o zi, familia lui Frederick a primit un telefon de la poliția germană care informa că trupul său a fost găsit în Munchen. Când mama lui Frederick a primit această veste, ea și-a amintit: "Mi s-a oprit inima." Membrii familiei lui Frederick Burdain au așteptat sosirea sicriului, dar acesta nu a mai ajuns. Frederick se juca unul dintre jocurile sale violente. În noiembrie 1993, un pompier a salvat un copil mut găsit întins pe stradă și l-a dus la spital. Încă o dată, acest biet copil a fermecat și a atins coardele inimii fiecărui adult. Dar încrederea în simpatia pură a fost de scurtă durată. Frederick fugea de fiecare dată când o umbră de suspiciune cădea asupra lui. În 1995, producătorii emisiunii franceze Orice este posibil l-au invitat pe Frederick Borden la emisiune, unde prezentatorul a chestionat cu privire la motivele sale. Iar tânărul de 21 de ani a spus că tot ce avea nevoie era dragoste și familie. Povestea și interviul lui Frederick Borden i-au surprins atât de mult pe producători, încât i-a oferit omului căutat și impostorului în serie un post în departamentul de știri al postului de radio. Era o șansă la o slujbă plătită și la o viață cinstită. Dar el a fugit curând pentru a continua să creeze noi locuri de muncă din interior, ceea ce el a numit mai târziu pretențiile sale. Frederick a încercat să-și transforme infracționalitatea în artă. Mai întâi, spunea el, își făcea o imagine a copilului care dorea să fie. Apoi, treptat, a alcătuit o biografie a personajului. Preferă un nume care evocă o asociere profundă în mintea sa. După ce a găsit un personaj, și-a creat o înfățișare care să-i se potrivească. Își radea cu grijă fața, își smulgea sprâncenele și folosea uneori creme depilatoare. Purta adesea pantaloni largi și un pulover mare, cu mâneci lungi care îi acopereau încheieturile mâinilor, ceea ce îi accentua micimea. Pentru a-și ajuta personajul să treacă în lumea reală, introducea iluzia în rândul autorităților locale că personajul său există cu adevărat. El ar suna la o linie telefonică de urgență, pretinzând că și-a văzut personajul într-o situație periculoasă. Înșelarea oamenilor nu este atât de dificilă, după cum spunea Frederick. Oamenii au așteptări de bază cu privire la comportamentul celorlalți și rareori cred că cineva îi va ruina. Post facto, acțiunile sale par umilitor de evidente. Așadar, Frederick Burdain este singura persoană din istoria SUA care s-a infiltrat în acest fel în țară. Cunoscut și sub numele de Cameleonul în baza de date Interpol, acesta și-a petrecut întreaga viață personificând copii dispăruți și creând identități și nume false. Potrivit acestuia, a pozat în 500 de identități fictive în timpul vieții sale. Și apoi a venit ziua în care, în loc să inventeze o identitate, a furat una. Frederick Borden însuși a sunat la poliție în acea zi, identificându-se ca turist, spunând că a găsit un adolescent speriat. Frederick Borden și-a amintit: "De când mă știu, am vrut să fiu altcineva. Cineva care să fie acceptat. Iubit." Când a sosit poliția, a trebuit să le însăflui instantaneu ca în față un copil, nu un adult. Era important să se comporte în consecință. Au văzut hainele mari de adolescent, șapca trasă peste ochi. Nu puteau vedea ochii. Am vrut să le induc sentimentul de vinovăție pentru că se aflau în preajma unui adult, a unui ofițer de poliție, a unui copil speriat. Acest copil este speriat. Se întâmplase clar ceva. Important este că nu le-am spus eu despre abuz. Prin comportamentul meu, i-am făcut să întrebe despre asta. Și asta mi-a dat putere. Este foarte dificil să relaționezi cu cineva care nu spune nimic. Polițiștii le simt slăbiciunea, devin supuși, cerșesc. Nu poți ține un minor în secție, trebuie să-l trimiți la un orfelinat. Asta e tot ce mi-am dorit. Nimănui nu i-a păsat întotdeauna de mine, iar dacă mă prefac că sunt altcineva, dacă primesc un cămin pentru asta, asta e tot ce trebuie. Am fost născută din nou. Mi-a fost furată copilăria. Nu am fost iubită. Iar acum m-am întors acolo unde mi-este locul. Aveam 23 de ani, dar eram considerat unul dintre copiii orfelinatului. Frederick a fost dus la un orfelinat din Linares.
S-a dovedit că orfelinatul nu putea ține un copil fără documente, fără să-l identifice. Mi-au spus că, dacă nu le spun cine sunt, vor trebui să-mi ia amprentele și să mă fotografieze. Și asta nu putea fi permis. Așa că am spus că sunt un american care a fugit de acasă. De asemenea, am confirmat că sunt dispus să-mi contactez familia, dar trebuie să o fac singur. Și am convenit cu directorul că îmi voi suna presupusa familie, dar a doua zi. A trebuit să mă pregătesc singură. M-am furișat noaptea la telefon. Acesta este atuul meu, pentru că pot convinge pe oricine de orice la telefon. Am sunat la NYPD. M-am prezentat ca un polițist spaniol și am spus că l-am găsit pe tip. Este american, dar nu știm de unde este. A dispărut și familia lui îl caută. Apoi mi s-a dat numărul de telefon al unui centru pentru copii dispăruți și exploatați. Când am sunat acolo, m-am descris ca să poată găsi o persoană dispărută care să semene cu mine, ca să pot fi eu tipul acela. Apoi operatorul a spus că ar putea fi Nicholas Barkley. Așa că am cerut un fax cu o fotografie. Am primit o fotografie alb-negru. Imprimarea era atât de slabă, încât nu puteai citi mare parte din ea. Și totuși, asemănarea cu Nicholas din fotografie nu părea atât de îndepărtată. Trecuseră 3 ani și jumătate, iar acest tip se schimbase cu siguranță. Și dacă a făcut-o, există îndoieli. Și dacă există îndoieli, pe asta o să joc. Jocul a început. Am sunat înapoi și am spus cameramanului că era de necrezut, dar era Nicholas. Cu moralul ridicat, ea i-a dat numărul ofițerului de poliție din San Antonio care se ocupa de anchetă. De data aceasta, a spus Frederick, pretinzând că este un ofițer de poliție spaniol, l-a sunat pe ofițer, menționându-i detalii despre Nicholas pe care le aflase dintr-un print, care spunea că copilul dispărut a fost găsit. Ofițerul a spus că va contacta FBI-ul și ambasada SUA din Madrid. Am sunat-o apoi pe mama lui Nicholas Beverly și am spus că fiul ei a fost găsit. La scurt timp după aceea, am primit un telefon de la sora lui, Carie. M-am prezentat ca fiind Jonathan Dorian, un lucrător al adăpostului. I-am spus că băiatul era speriat și traumatizat și de aceea nu voia să vorbească. I-am spus că nu-și amintește prea multe. Își amintește, desigur, dar nu foarte multe. Era îngrozită, dar fericită în același timp. I-am spălat creierul. În numele fratelui ei, i-am șoptit că o iubesc. A doua zi, la adăpostul Linares, Frederick a interceptat un colet de la Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați adresat lui Jonathan Dorian. A rupt plicul. Înăuntru se afla o copie color a unei broșuri pentru persoane dispărute cu o fotografie a lui Nicholas Barkley. În fotografia color era un băiat cu pielea deschisă la culoare, cu ochi albaștri și păr atât de deschis încât părea aproape blond. Băiatul era blond cu părul blond. Mă întrebam cum va fi pentru mine în închisoarea în care mă vor închide. A doua zi, directorul mi-a spus: "Bucură-te, sora ta este pe drum." Mi-am albit părul. În anunțul de dispariție erau descrise 3 tatuaje. Una dintre fetele de la orfelinat își făcea tatuaje și a reușit să recreeze ceva asemănător în baia din orfelinat. Mi-am pus o șapcă de baseball, ochelari de protecție și o eșarfă. Cu câteva minute înainte de sosirea ei, eram sigur că nu va merge și că voi fi arestat. Curând am auzit pe cineva bătând la ușă și spunând: "Nicholas, sora ta este jos, te așteaptă." Ea era aici. Apoi a strigat la mine de afară. Am așteptat vreo 10 minute, plimbându-mă prin cameră, și apoi m-am gândit că nu eram, așa că am coborât la ea. Nici măcar nu s-a uitat la mine, m-a îmbrățișat imediat. Plângea și ea și m-a liniștit. Mi-am dat seama că venise după Nicholas și că tot ce voia era să-l recupereze. Poate că nu credea că sunt fratele ei, dar a decis că eu voi fi fratele ei. I-am șoptit că o iubesc. Apoi au fost o mulțime de poze. Am memorat, am învățat și am ascultat. Ea nu m-a întrebat nimic. Trebuia doar să ascult și să fac comentarii care erau evidente. Ea dădea din cap și râdea. Nimeni nu știa că a adus poze și despre ce discutam. Și am trecut cu ușurință testul foto. Și asta a fost tot. Aveam un pașaport ca cetățean american. Nu mai ajunsesem niciodată atât de departe. Când s-au întâlnit cu mine și m-au urcat în mașină, în drum spre casă, m-am gândit că în sfârșit aveam o familie adevărată în care eram iubit. Acum sunt Nicholas Barkley. Carie și Brian dețineau o rulotă într-o zonă împădurită dezolantă din Spring Branch,
la 50 de kilometri nord de San Antonio. Frederic se uita pe geam în timp ce mașina cobora pe drumul de pământ, pe lângă camioane ruginite și câini care lătrau. Rulota înghesuită nu era chiar viziunea Americii pe care Frederic și-o imaginase din filme. Împărțea o cameră cu Cody și dormea pe o saltea de spumă pe podea. Dar era hotărât să meargă mai departe. Am început să caut informații scormonind în secret prin sertare și albume foto și vizionând înregistrări video de acasă. Când aflam detalii despre trecutul lui Niolas de la un membru al familiei, le repetam la altul. Am aflat, de exemplu, că Brian fusese odată supărat pe Niolas pentru că l-a împins pe Cody dintr-un copac. M-am uitat la televizor îngenunind, așa cum făcea Niolas. Mi-am amintit de gestul cu degetul făcut de Nick în fotografie și salutându-i pe vecini așa. Ei credeau. Erau fericiți. Cum să nu crezi când chiar mama ta crede? Singurul care nu m-a crezut, cred, a fost Jason, fratele meu mai mare. De asemenea, îmi era mereu teamă că adevăratul Niolas s-ar putea întoarce. Frederic a încercat să se gândească la o poveste care să explice apariția lui. Dacă ar fi fost răpit de un grup unde l-au torturat, chiar au făcut experimente pe el? Așa voia să explice schimbarea culorii ochilor săi. Și-a pierdut accentul texan pentru că i s-a interzis să vorbească engleza timp de mai bine de 3 ani de captivitate. O poveste nebunească, total nerealistă, dar el a decis să încerce să joace ceva care era mult mai dificil decât înainte. Mi-am inventat propria poveste despre cum am fost intimidat de armată. Și cu cât avea mai multe detalii, mai absurde, cu atât semăna mai mult cu adevărul. Aveam traume din copilăria mea de pe stradă și le juxtapuneam cu ficțiunea mea. Aveam o profesionistă în fața mea și ea m-a crezut. Era îngrozită. Atunci am crezut că am trecut complet peste acest joc, ca și cum ar fi fost un joc pe calculator. Îi bătusem pe toți și voiam atenția jurnaliștilor pentru a-l face pe Niolas al meu și mai real. Când va fi anunțat la televizor, nu va mai exista niciun dubiu în mintea nimănui. Da, a fost un risc. Dar dacă ar fi funcționat, nu ar mai fi fost nimic de temut. Când Frederic a început să trăiască viața lui Niolas, a fost frapat de ceea ce a crezut că este o asemănare supranaturală cu el. Niolas a fost dat dispărut în ziua în care s-a născut Frederic. Amândoi proveneau din familii sărace, monoparentale. Niolas a avut o relație redusă sau inexistentă cu tatăl său, care mult timp nu a știut că este fiul său. Niolas era un copil singuratic și irascibil, care tângea după atenție și avea adesea probleme la școală. A fost prins furând o pereche de tenis, iar mama s-a plănuia să-l placeze într-un cămin de tineret. Lucruri similare s-au întâmplat și în viața lui Frederic. Și apoi am mers la școală. Eu, un francez adult, mergeam cu școlarii într-un autobuz galben. A fost incredibil! În sfârșit, am putut să fiu din nou un copil oficial, cu pașaport, să am o a doua șansă și posibilitatea de a merge din nou la școală, de a reuși. Eu, un adolescent, sunt un american. Am o familie iubitoare. S-au deschis atât de multe oportunități. A fost ca și cum mi-aș fi ales propria viață. Și apoi mai sunt și vârsta și aspectul fizic. Potrivit lui Beverly, Frederic s-a integrat rapid. Era înscris la liceu și își făcea temele în fiecare seară. Se juca Nintendo cu Cody și se uita la filme cu familia sa la TV prin satelit. Când o vedea pe Beverly, o îmbrățișa și îi spunea: "Bună, Frederic," a încercat din răsputeri să rămână în pielea personajului. Faptul că locuia alături de Carrie în casa ei îl făcea claustrofobic. Așa că se simțea cel mai fericit când era în afara casei, hoinărind pe străzi. În ultima vreme era ciudat. După cum spunea Cody, nu mai mergea la ore la școală. În decembrie, a condus mașina lui Brian și a lui Carrie și a mers până în Oklahoma City cu geamurile coborâte, ascultând melodia Scream a lui Michael Jackson. Poliția l-a tras pe dreapta pentru viteză și l-a arestat. Carrie l-a luat de la secția de poliție și l-a adus acasă. Potrivit mamei sale reale, Jaslene, Frederic a sunat-o în Europa. În ciuda tuturor divergențelor pe care le avea cu mama sa, părea să tânjească după ea. Cu puțin timp înainte de Crăciun, Frederic a intrat în cadă și s-a privit în oglindă. Avea pe el ochii căprui și părul vopsit. A luat o lamă de ras și a început să-și mutileze fața. După acest incident, el a fost internat în secția de psihiatrie a unui spital local pentru câteva zile de observație. Frederic a scris mai târziu în caietul său: "Când te lupți cu monștri,
ai grijă să nu devii unul în timpul procesului. Medicii l-au considerat pe Frederic suficient de stabil pentru a se întoarce la rulota lui Carie. Dar el era încă în declin emoțional și se întreba tot mai mult ce s-a întâmplat cu adevăratul Niolas. În curând, decepția a fost dezvăluită. S-a dovedit că, chiar lăsând la o parte discrepanța de înfățișare și vârstă, psihologul judiciar Bruce Perry nu a observat nicio schimbare fiziologică atunci când a vorbit cu Niolas despre experiența traumatizantă. Ceea ce l-a derutat pe expert a fost faptul că acesta nu putea vorbi fără accent, după ce a trăit într-o familie anglofonă timp de 13 ani. Persoana din fața sa nu crescuse într-o familie anglofonă. După identificarea impostorului, Frederic a fost arestat. După arestarea lui Frederic, s-a întâmplat ceva incredibil. Frederic a susținut că Niolas nu dispăruse nicăieri. Niolas a fost ucis de familia sa. Beverly și fiul ei cel mare, Jason, știau foarte bine că Frederic nu era Niolas. Dar era convenabil pentru ei să respingă suspiciunea, chiar dacă aceasta nu a existat niciodată cu adevărat. Când a fost interogat, Frederic a mers mai departe și a susținut că Beverly a mărturisit că fiul ei cel mare, Jason, l-a ucis pe băiat, iar ea a fost obligată să păstreze tăcerea. Potrivit lui Frederic, într-o zi, când el o vizita, ea s-a îmbătat și a țipat: "Știu că Dumnezeu m-a pedepsit trimițându-te la mine. Nu știu cine naiba ești. Toate astea sunt pentru mine, pentru moartea lui Niolas." Beverly a negat că ar fi spus vreodată așa ceva. Frederic, pe de altă parte, bănuia că trupul a fost îngropat în curte, sub un copac de lângă gard. Pe baza cuvintelor lui Frederic Burdine, a fost deschis un caz de crimă. Charlie Parker, un detectiv particular, a susținut și el această versiune. El credea că Niolas a fost îngropat în curtea casei în care locuise odată cu Beverly și Jason. Mama și fratele băiatului locuiseră la acea vreme într-o altă casă, pe care o vânduseră în grabă. Acolo au dus un stil de viață care l-a distrus moral pe Niolas. Întregul său caracter complex și bufoneriile sale erau un fel de protest împotriva a ceea ce se întâmpla în casă. Fiind dependentă de heroină în tinerețe, Beverly s-a luptat cu dependența ei, dar a devenit dependentă de metadona. Uneori o folosea împreună cu fiul ei, cu Jason. În ciuda acestor dificultăți, Carie a spus că Beverly nu a fost o mamă rea. Carie a remarcat: "A fost probabil cea mai funcțională dependentă. Aveam lucruri frumoase și o casă curată. Nu am rămas niciodată fără mâncare." Beverly lucra la o gogoșerie deschisă 24 de ore din 24, de la 22:00 la 5:00 dimineața. Apoi se oprea la bar să joace biliard și să bea câteva beri înainte de a merge acasă să doarmă. Era o fire dură. Vocea ei era aspră din cauza țigărilor, dar era și o slăbiciune în ea. Se supunea literalmente fiilor ei. Îi lipsea caracterul pentru a se descurca cu amândoi. Jason era constant drogat. Se comporta uneori complet inadecvat, ieșind desculț pe stradă într-o stare pierdută. Consumul de droguri al rudelor l-a înfuriat pe Niolas. Charlie Parker, un detectiv particular, credea că Jason se răzbunase odată fizic pe Niolas, ceea ce ar fi putut avea ca rezultat răni incompatibile cu viața pentru băiat. Beverly știa totul și a decis să păstreze secretul pentru a-și salva fiul cel mare. Charlie Parker a fost surprins de rapoartele poliției care spuneau că au existat mai multe tulburări la casa lui Beverly după dispariția lui Niolas. Beverly și Jason se certau atât de rău încât femeia a sunat la poliție, temându-se aparent pentru viața ei. La 3 luni după dispariția lui Nick, Jason a sunat la poliție pentru a spune că și-a văzut fratele. Charlie Parker știa că acest lucru a fost făcut pentru a îndepărta autoritățile de versiunea de crimă a persoanei dispărute. Dar, din nou, ancheta nici măcar nu începuse. Ulterior, comportamentul lui Jason a devenit și mai turbulent. A fost arestat pentru folosirea forței asupra unui ofițer de poliție. Beverly l-a dat afară din casă. Dispariția lui Niolas, așa cum a spus Cody, l-a dat peste cap pe Jason, care s-a apucat de o mare beție și a consumat cocaină în fiecare zi. De asemenea, Charlie Parker credea că Beverly nu a arătat nicio emoție puternică atunci când și-a întâlnit fiul, probabil pentru că știa foarte bine că nu era el. Ea s-a ținut deoparte. Jason nu s-a întâlnit cu fratele său la aeroport și la început nu a încercat să-l vadă la Carie. Abia după o lună și jumătate,
Jason a venit în sfârșit în vizită și s-a comportat ciudat când l-a întâlnit prima dată pe fratele său care se întorcea, pentru că știa sigur că Niolas nu trăia. Asta a crezut Charlie Parker. Acoperindu-se, Jason nu i-a spus asta lui Carrie, care părea să fie singura care era sinceră în comportamentul ei cu Niolas cel găsit. Fiica mea are o inimă bună și este ușor de manipulat, o ademenise Beverly. Carrie nu călătorise niciodată în afara Statelor Unite. De la dispariția lui Niolas, se uitase adesea la programele de știri de la televizor despre răpiri înfiorătoare de copii. Pe lângă faptul că simțea presiunea FBI-ului, ea avea povara și acreditările ca reprezentanta familiei pentru a ști dacă acesta era fratele ei pierdut de mult. Avea încredere în FBI. La urma urmei, ei i-au spus că era el. Iar FBI-ul a avut încredere în ea, pentru că ea i-a confirmat identitatea. Versiunea pe care Jason și Beverly o cunoșteau mai bine era versiunea FBI-ului. De ce a rezistat Beverly încercărilor FBI de a descoperi înșelăciunea? Dacă era teamă că fiul ei va fi luat din nou, de ce nu a vrut să locuiască cu el în casa ei? Carrie a fost nevoită să-l ia pe fratele fals în casa ei, unde era foarte puțin loc. Dar aici este poate principala inconsecvență. De ce să ascunzi ceva ce nimeni nu caută până la urmă? De ce să acoperi o urmă pe care nu o urmărește nimeni? Carrie părea să fie singura care nu știa un teribil secret de familie. Ea nu a locuit în casă cu Beverly și Jason în acea perioadă. Ea l-a urmărit și chiar a crezut că străinul era un frate. Iar Jason și Beverly nu s-au obosit să o facă să se răzgândească. Ei și s-au comportat rezervat și rece față de impostori din motive evidente. Soțul și copiii lui Carrie au fost cei care și-au petrecut cea mai mare parte a timpului cu Frederick, pretinzând că este Niolas, pentru că bineînțeles că așa era, și-au crezut-o pe Carrie, iar ea nu a pus la îndoială asta. Își dorea atât de mult fratele înapoi, încât nu avea nicio îndoială că el era cel din fața ei. Agenții FBI s-au întâlnit cu Jason. Când a fost interogat, el a fost agresiv, nu a vrut să răspundă la întrebări și a refuzat să vorbească cu autoritățile fără un avocat. A fost găsit mort la scurt timp. Cauza decesului a fost o supradoză. După ce și-a pierdut feii, Beverly a încetat să mai consume droguri și s-a mutat la Spring Branch, unde a locuit într-o rulotă, ajutând o femeie să aibă grijă de fiica ei cu handicap. Vechea casă a fost cercetată amănunțit și curtea din spatea casei a fost demolată, însă nu s-a găsit nimic. Ancheta privind dispariția lui Niolas Barkley a fost închisă din lipsă de probe. Beverly a dat ulterior un interviu. Ea a recunoscut că, atunci când Jason consuma cocaină, devenea complet nebun, o persoană complet diferită și era înfricoșător. Potrivit acesteia, el chiar și-a bătut tatăl odată. Dar ea a remarcat că Jason nu era un consumator serios de droguri înainte ca Niolas să dispară. Cu privire la un lucru, ea a fost de acord cu autoritățile. Avea puțină încredere în declarația lui Jason că l-a văzut pe Niolas după ce acesta a dispărut. Nu știa de ce o făcuse. Poate că halucinațiile îl prinseseră din urmă. La aeroport, ea a știut imediat că nu era fiul ei. I-a spus că s-a asigurat mult timp că fiul ei era diferit din cauza tuturor lucrurilor teribile care i se întâmplaseră. Carrie, sora lui, își dorea atât de mult să fie el, iar mama lui nu putea trăi cu el pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. Nu am fost în stare să mă apropii de el. Pur și simplu nu aveam acel sentiment. Inima mea suferea pentru el, dar nu așa cum suferea inima mamei mele. La 9 septembrie 1998, Frederick Burdine a apărut într-o sală de judecată din San Antonio și a pledat vinovat de sperjuri și de primirea și de ținerea de documente false. Frederick Burdine a fost condamnat la 6 ani de închisoare. În închisoare, Frederick a făcut sute de afirmații potrivit cărora deținea informații despre copiii dispăruți, însă niciuna dintre afirmațiile sale nu s-a dovedit adevărată. Carrie îl ura pe Frederick nu numai pentru că o înșelase în mod atât de atroce, neprimind scuze. În schimb, el îi acuzase fratele și propria familie de crimă. Ei bine, Frederick Burdine a jucat mereu același personaj, copilul abuzat sau abandonat. Era extraordinar de priceput în a-și transforma înfățișarea, vegetația feței, greutatea, mersul, manierele. El însuși se numea iluzionist. Autoritățile nu au găsit nicio dovadă de devianță sexuală sau pedofilie. De asemenea, nu au găsit niciun motiv financiar. În cei 22 de ani de când lucrez în domeniu, nu am văzut niciodată așa ceva, a declarat procurorul Eric Morel. De obicei,
oamenii înșală pentru bani. Câștigul său, însă, pare să fi fost pur emoțional. Psihiatrii au stabilit că Frederic Burdin este sănătos. La 3 mai 2005, un bărbat din Franța a sunat la o linie telefonică pentru copii dispăruți și exploatați. Acesta a explicat frenetic că era un turist care trecea prin Ortez și că a întâlnit în gară un băiat de 15 ani care era singur și îngrozit. O altă linie fierbinte a primit un apel similar, iar băiatul a ajuns în cele din urmă singur la departamentul local pentru copii. Era slab, scund, cu pielea palidă, mâinile tremurânde și purta o eșarfă care îi acoperea cea mai mare parte a feței și o șapcă fără boruri trasă peste ochi. Nu avea bani și nimic la el, în afară de un telefon mobil și o carte de identitate pe care scria că se numește Francisco Hernández Fernández și că s-a născut pe 13 decembrie 1989 în Spania. La început, abia a vorbit, dar, după ce a fost convins, a dezvăluit că părinții și fratele său mai mic au murit într-un accident de mașină. Ca urmare, Abario a fost în comă timp de mai multe săptămâni și, după ce și-a revenit, a fost trimis să locuiască cu un unchi care l-a abuzat. În cele din urmă a fugit în Franța, unde a crescut mama sa. Autoritățile franceze l-au plasat pe Francisc în orfelinatul Sete Vincent de Paul din orașul vecin Pau. A fost înscris la colegiul Jean Nemonet. În pantaloni largi și cu un telefon mobil agățat de un cablu în jurul gâtului, arăta ca un adolescent tipic, profund nu și-a schimbat niciodată hainele în fața celorlalți elevi la ora de sport și a rezistat să treacă un examen medical. Francisco vorbea liniștit, își pleca capul și dădea înapoi dacă cineva încerca să-l atingă. Purta o șapcă pentru a-și ascunde cicatricile de pe cap de la accident. Francisco a devenit curând unul dintre cei mai populari copii din școală. În timpul unei selecții pentru un spectacol de talente, profesoara sa de muzică l-a întrebat dacă vrea să cânte. Francisco i-a înmânat un compact disc, apoi a mers în spatele sălii și și-a ridicat spectaculos șapca, așteptând ca muzica să înceapă. Când o melodie a lui Michael Jackson a umplut sala, Francisco a început să danseze ca un star pop, răsucindu-și membrele și făcând playback la cuvinte. Pe 8 iunie în același an, un administrator a dat buzna în biroul directorului. A spus că a urmărit aseară o emisiune de televiziune despre unul dintre cei mai faimoși impostori din lume, Frederic Burdin, un francez de 30 de ani care se dădea periodic drept copil. Și acest Frederic Burdin semăna foarte mult cu Francisc. Ei au chemat poliția. După ce l-au încătușat pe impostor, polițiștii i-au scos șapca. Nu avea nicio cicatrice pe cap. Bărbatul începuse curând să chelească. Vreau un avocat, a spus el, iar vocea i-a coborât brusc la cea unui bărbat. La sediul poliției, deținutul a mărturisit că el era Frederic Burdain.